Greva șoferilor de maxi-taxi constituie o încălcare a legii, întrucât ei și-au întrerupt activitatea în timp ce contractul de muncă era încă valabil. Asta duce la rezilierea unilaterală a contractului. La ședința Consiliului Local, Teodoru Dobrițoiu, unul dintre cei 8 operatori privați, și-a exprimat doleanțele în fața municipalității. Noi am făcut demersurile necesare și am avut întâlniri cu domnul primar, cu domnii viceprimari, cu domnul Vlaicu, city managerul, cu o parte din consilieri, în care ne-am exprimat dorința ca pe o perioadă de 2 ani, așa cum scrie și în strategie, să se realizeze această coabitare, urmând ca în această perioadă Consiliul Local, respectiv primăria, să facă tot ce este necesar pentru ca societatea Consiliului Local, Transurb, să meargă și să poată să efectueze acest serviciu cu investițiile pe care dumneavoastră le-ați aprobat. Primarul Marius Stan a declarat că atât societatea publică de transport, cât și operatorii privați vor continua să funcționeze până când se va găsi o soluție pentru șoferii de maxi-taxi. Într-adevăr, avem și o strategie, avem niște proiecte în derulare, proiecte care se referă la managementul transportului public, proiect de 4,7 milioane de euro obținut pe finanțare europeană. Avem un proiect în derulare de ticketing, sistemul de ticketing pe raza municipiului Galați în tot ceea ce privește transportul public, și avem de asemenea în derulare și probabil finalizare undeva până luna august a planului de mobilitate pentru municipiul Galați cu referire tot la transportul public. După multiple întâlniri cu aleșii locali, cele 180 de microbuze vor continua să circule, însă nu se știe până când. Contractul care expiră pe data de 7 mai, nu prezintă niciun fel de posibilitate legală de a face un act adițional de prelungire.